Salutare, salutare! Hai să ne mai distrăm puțin cu hashtagistul, cu rezistul, cu cavalerul de la Cornu, cu domnul Lucian Mândruță. Hai să ne uităm pe un videoclip făcut de dumnealui, cândva acum câteva zile, da, vinerea trecută, da? Și hai să vedem ce are de spus. Să vedem cât de informat este acest domn care ne vorbește practic zilnic despre războiul din Ucraina. Hai să vedem. Ia să vedem. Ia să caut momentul. Să caut momentul. Unde e, mă? Imediat îl găsim. Da. Cred că pe aici este bine. Da, și să-l comentăm și să vedem cât de paralel este cu realitatea. Dar comentează, comentează, Mândruță, n-are nicio problemă. Asta este eliberatoarea armată roșie. Ea eliberat de ei înșiși până la urmă. Așa că dacă vorbește despre Mariupol și arată un filmuleț de pe Twitter, da? Care ilustrează distrugerile războiului. Dacă aveți vreun conflict cu vreun din ăștia conspiratiști, căutați imaginile astea pe Twitter, centrul conspiratiști. Ce-or fi ăștia, frate? Ia hai că ne întrerupem și ne uităm în DEX. CONSPIRATIST. DEX. Enter. Conspirație, conspirativ, a conspira, conspiraționiste. O fi vorba despre conspiraționiști? Mândruță, mândruță, folosim cuvinte care nu există în DEX. Hai totuși să căutăm cu ghilimele. A? Poate nu e în DEX, poate în vreun argou ceva. Ia. Hop. Opa, m-a băgat pe engleză. Conspiracist. No, nu e conspiratist. Conspiracist. Nu. A? E altceva, e în altă limbă. Ăsta e mândruță. Ia, hai să mai vedem. Stai, să ne întoarcem la faza cu Mariupolul. Ia. Ia zi, mândruț, să te pun și full screen. Ucrainieni, că sunt lăcăjiți, că sunt persecutați, că, da, e, au venit ei și le-au tras o persecuție de nu s-a mai văzut. Povestea astăzi, am citit pe un site, povestea cineva că probabil nu o să aflăm niciodată cât s-au murit în Mariupol, pentru că pur și simplu rușii, dacă îl eliberează, nu vor elibera niciodată, probabil că au evacuat deja mult. Am spus o chestie, rușii nu vor elibera niciodată Mariupolul. Bine, rușii tocmai asta spun că i-a eliberat, dar să nu ne încurcăm în semantică, în sensul că rușii nu vor părăsi niciodată această pradă de război. De acolo i-au făcut dispoziții. Ăsta este centrul orașului, centrul orașului distrus, așa arată acum. Și estimările sunt undeva între 20, 30, 40 de mii de oameni uciși în asaltul Mariupolului, care era un oraș mare. Mai mic decât Constanța, mai mare decât Mangalia, din ce înțeleg. Din ce înțeleg? Deci Mariupol este un oraș mai mic decât gigantul Constanța, dar mai mare decât Piticania de Mangalia. A? Uite, mai auzim o dată. Era un oraș mare. Mai mic decât Constanța, mai mare decât Mangalia, din ce înțeleg. În primul rând, ce e cu expresia asta, din ce înțeleg? Ce este de înțeles când apreciezi dimensiunea unui oraș, da? Și când îl compari cu alte orașe? Trebuie să te informezi, mândruță, da? Și hai să ne uităm, da? Că vorbim despre Mariupol, cel mai semnificativ eveniment al războiului, cel mai tragic eveniment al războiului, da? A? Nu te-ai informat despre ce este vorba, domnul Mândruță? Și hai să căutăm. Ia, căutăm întâi orașul Constanța. CONSTANȚA. Wikipedia. Enter. Și iată-ne în Constanța. Da? Și intrăm pe caseta asta cu cifre. Da? Unde aflăm că se face vorbire despre un oraș din România și dă mare să se vadă și aflăm că este vorba despre un oraș de 125 de kilometri pătrați, da? Cu o populație de 283.000 de locuitori. Deci mare oraș, da, mai mare decât Mariupolul. Hai să vedem
Cum este? Cum stau cifrele cu Mangalia? Și scriem iarăși. M-A-N-G-A-L-I-A. Wikipedia, Wikipedia. Intrăm. Pac, tot așa, un oraș din România, județul Constanța, aflăm aici, care are 62 de kilometri pătrați și 36.000 de locuitori. Uite, hai să mai mărim dacă nu se vede. Da? E clară treaba. Bun, uitați aici numărul de locuitori. Deci, când spui că un oraș este între ăla și ăla altul, tendința e să faci o medie. Ceea ce o să facem și noi, să aflăm cam pe unde se situează orașul Mariupol. Și în scopul ăsta scoatem un calculator, da? Și începem. Deci, hai să începem cu suprafețele. Cei 62 de kilometri pătrați ai Mangaliei, adunați cu cei 125 ai Constanței, de împărțit la 2, dacă facem o medie. Și aflăm că Mariupolul ar trebui să aibă vreo 93 de kilometri pătrați. Facem același lucru și cu populația, da? Ia să vedem. Mai scoatem aplicația asta în cotură și începem să socotim 283.000 de locuitori în Constanța plus cei 36.000 din Mangalia, așa, și împărțim totul la 2 și ne reiese faptul că Mariupolul ar trebui să fie un oraș de vreo 90 de kilometri pătrați și 160.000 de locuitori. Unul destul de modest, da? S-au chinuit mult rușii cu acest oraș modest, da? Și acum hai să vedem și să verificăm, da, din ce înțeleg, cum spune Mândruța, hai să vedem ce înțelegem noi, din ce înțelege Wikipedia. Și scriem aici, Mariupol, Wikipedia. Zdrang! Deschidem, da, hai să dăm puțin imaginea de ansamblu, da? Deci se face vorbire despre Mariupol, ok. Și acum hai să dăm zoom pe casetă, că aflăm lucruri interesante. Bun. Și aflăm că este un oraș care aparține din punct de vedere juridic Ucrainei, da? Și de facto Republicii Populare Donetsk. Ok. Și mai aflăm că are o suprafață totală și dăm mare, mare să se vadă. Ia uitați. De 244 de kilometri pătrați, deci nu 90, nu, este dublu. Are suprafață dublă față de cea a Constanței, care are 125. Ok, și hai să ne uităm și la populație. Ia să vedem, aici e mai complicat cu populația, dar ca să ne facem o idee ce oraș au atacat rușii, da? Momentan se estimează că sunt mai mult de 100.000 de locuitori în Mariupol, însă, înaintea atacului rusesc, da, la un recensământ care a avut loc în 2021, deci avem date recente, erau nici mai mult, nici mai puțin decât 431.859, da, de mii de locuitori. A? Deci, ar fi cu... A? 50% în plus față de Constanța. Domnul Mândruță, e greu tătuțul cu geografia, e greu cu informația, e foarte, 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 foarte greu, da? Deci dumneavoastră v-ați uitat luni în șir cât a durat bătălia pentru Mariupol, fără să aveți, curiozitatea, da? Să dați o căutare pe Google. Mariupol, enter. Da? Și dacă toți suntem aici, ia să, dacă mi iese căutarea, să vedem ca și importanță economică pentru Ucraina, ce reprezenta. Ia să vedem. Da? Deci am căutat GDP sau, da?
produsul intern brut. Sper că nu spun o prostie. Bun, așa. Și aflăm dacă orașul este unul din cei mai mari contribuabili la bugetul național ucrainean, da? După Kyiv and Zaporizhzhia, sau cum se pronunță chestia asta. Deci aparent este al treilea din Ucraina, nu știu ce să zic. Oricum, e un oraș într-adevăr important, domnule Mândruță. Dar hai să ne uităm și la începutul videoclipului, să vedem cam care este stilul total neprofesionist în care își face Lucian Mândruță videoclipurile. Hai să savurăm începutul acestui videoclip la care ne-am uitat. Ia haide, spuneți-le domnul Mândruță. Bună seara, dragilor! Începe ca Dan Barna. Bună ziua! Da? Haideți să căutăm pe YouTube și chestia asta. Dacă știți. Da? Scriem. Dan Barna Laptop. Da? Și dăm pe celebru clip. Haide! Bineînțeles, observați că Dan Barna nu tastează, ci doar simulează că tastează. Ia hai să vedem și restul videoclipului. Ia, alte variante pe care nu le știm. Să simulez că te speli pe mâini 20 de secunde, foarte tare. Da. Asta este, o vedem până la final. Ne-am lămurit, ne întoarcem la Mândruță. Ia hai să vedem cum continuă. Și bun găsit la istoriști. În seara asta, jurnal mai scurt de vineri. Deci m-au omorât cu acest istoriști. Dar același lucru, rezumatul zilelor, așa zilei de astăzi, așa cum am înțeles eu. Rezumatul zilei, deci face câte un videoclip în fiecare zi și face rezumatul la sfârșitul zilei. Stați așa. Dar o să vedem imediat. Se mai întâmplă și de asta, obosit. De dimineață până acum am muncit. Așa că dăm drumul din nou la generic. Tare. Iar genericul. Ce-mi place la domnul Mândruță este că totuși nu este chiar atât de rupt de realitate. Avem aici dovada. Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. Și războiul acesta, deși nu a fost câștigat de ruși de la început, nu merge extraordinar de bine pentru restul lumii civilizate. Începând cu Ucraina. Pentru că încep să apară fracturi atât în NATO cât și între țările europene. Pentru că încep să apară cerțeni, au început să plătească în ruble, așa cum au cerut rușii, iar rubla acum este o monedă extrem de puternică. Și pe teren, rușii, deși nu mai au în momentul ăsta pretenție de blitzkrieg, totuși avansează sistematic în unele localități în Donbass. Și deci, observați? Încep să vorbească despre asta. Firește și Ucraina a început. Lucian Mândruță să se trezească la realitate. Ia, hai să mai vedem. Ei au succesele lor, dar nu atât de importante. Au reușit să despresureze Harkovul, însă oamenii încep să se întoarcă în Harkov, însă nu mai pot. Sunt unii analiști care spun că Harkov, da, operațiunea este o operațiune de țintuire a apărătorilor ucrainieni pentru a nu se putea regrupa în restul Donbasului să ajute la apărarea lui. Unii spun așa, dar oricum Mândruță spune corect și ia să-l ascultăm, mai sunt câteva secunde. Pare să mai există o cale ca rușii să mai plece vreodată din teritoriile pe care le-au ocupat până acum. Știe Mândruță și tot de dumneavoastră ne ocupăm în continuare. Da, ia hai să vedem. Ce avem noi aici? Știri din anii 20. Ce-o fi asta?
What? Hmm? Ce-i asta? Din păcate, vocea mea nu mai e. Azi am vorbit 5 ore în șir. Și acum am rămas fără cuvinte, de fapt fără voce. Dar o să-ți fac un rezumat. Fără diacritice, mai puțin ultimele două cuvinte. Da? Ați simțit. Ia, ia. Vă mulțumesc, dragilor. Vă mulțumesc. Ați fost cu mine. Ați fost două minute. Și în seara asta. Și mai ales că vă pasă în continuare. Ne vedem. Da? Ați observat ceva și anume, domnul Mânduță spune că a rămas fără voce pentru că ce? A vorbit 5 ore aproape continuu. Numai că hai să mergem la dânsul pe profilul de Facebook. Ia, hai să vedem. Haide, Lucian Îndroț. Și să vedem ce aflăm de aici. Pagina dumneavoastră, derulăm. Oh, dar ce mult scrie pe Facebook. Și ce observăm? Aoleu, ce-i asta, ce-i asta? Da, asta este. Hai să mărim ca să putem citi. Cred că n-a fost o idee prea bună. Derulăm rapid la loc. Așa. Bun. Și avem așa o postare făcută ieri la ora 15:21, dragilor, sunt absent, motivat vreo 5 zile, minim, de la orice, am carcalac, e rău, și anume, foarte rău, vă mai țin la curent. Ce o fi însemnând acest foarte rău? Hai să vedem următoarea postare, în care am și o poză, pare a fi pe un pat de spital, citim textul. Mulțumesc tuturor de gândurile bune, mă rog, pentru gândurile bune. Din păcate, nu pot răspunde la fiecare mesaj, doare capul de nu pot să țin ochii deschiși, dar au grijă de mine la Marius. N-asta avantajul de a face carcalac ultimul. Suntem doar doi pacienți, da? Deci dacă se simte atât de rău, nu. Ia, hai să vedem altă postare. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată ca boala să vină peste mine așa, ca un buldozer. Ieri la prânz eram ok, niciun simptom. Am filmat un vlog cu Silviu Petru, am făcut emisiunea și pe la finalul ei am rămas fără voce, așa, dintr-o dată. Da, s-a tratat, alea, am ajuns la spitalul Marius Nasta, până la urmă, azi după amiază, unde am stat până acum o jumătate de oră, că și nu mai puteam de durere. Da? Complicat. Ziua a doua de COVID, după zero somn azi noapte, cu frisoane care m-au făcut să mă bag în pat cu echipamentul de ciclist de iarnă. Wow, săracul Mândruță.
Deci, comentariul meu este că bine că Lucian Mândruță este triplu fascinat, că altfel, cine știe cât de grav era, vă închipuiți, mai grav de atât să dormi cu echipamentul de ciclism, de frig, de frisoane, wow, da? Rău. Să-i urăm domnului Mândruță însănătoșire gravnică și să îl admirăm pentru faptul că totuși mai vede cât de cât realitatea uneori, spre exemplu, spre deosebire de Mălin Bot, care cred că pe 6 iunie avea un clip în care spunea că rușii nu și-au atins, atenție, niciun obiectiv în Ucraina și că vitejii și eroicii soldați ucraineni îi împing înapoi înspre Rusia. Asta spunea. Bine, adăuga pe alocuri. Ok? Bun. Și apropo, ca să și închei, dacă tot am vorbit de Mălin Bot, hai să căutăm ceva. Mălin Bot. Căutăm canalul pseudo-jurnalistului. Da? Și ne uităm. Ce se întâmplă? Stați să oprim chițăitoarea asta, dăm pe videoclipuri. Așa. Și avem de-a face cu un canal de 153.000 de abonați, care în ultima perioadă cel puțin vorbește despre război, în neștire vorbește despre război, și mai căutăm alt canal care vorbește despre război. Da, întâi intrăm pe YouTube, căutăm History Legends, da? Intrăm, eu chiar vă îndemn să vă abonați pe canalul History Legends, pe acest canal, cu această denumire, dar vreau să vă arăt ceva și anume. Deci, avem de-a face data asta cu un canal de, ia să dăm mai mare ca se vadă, că sunt 114.000 de abonați, nu 153.000, cum are domnul Bot, deci e un canal sensibil mai mic, da? Și acum hai să ne uităm, haide întâi la Bot și ne uităm. Clipul de acum 20 de minute nu se pune, da, că abia l-a lansat. Clipul de ieri. 11.000 de vizionări acum o zi. Da. Clipul de alaltă. Iohannis a derapat grav, bla bla bla. 11.000 de vizualizări. Live-ul de duminică este un live de, hai să vedem cât de mare este, ia. Ia să deschidem, să vedem cât de lung este. Nu este un live, este o înregistrare de 14.000 de vizualizări. Ok. Aici vine live-ul, care este de 2 ore și 11 minute. 17.000 de vizualizări. Totuși, nu vi se par cam puține? Pe urmă, încă un videoclip. Trolii lui Putin, fabrica de minciuni, cel mai grav. Bun. 12.000 de vizualizări, încă unul, raport secret, Putin e grav bolnav, 18.000 de vizualizări, încă unul și ne oprim aici, șefii serviciilor secrete infectați cu, ia să vedem cu ce, cu putinist, desigur, 11.000 de vizualizări, și acum mergem pe canalul History Legends, da, un canal ceva mai mic, și ia să vedem, acum două zile, 161.000 de vizualizări. Deci, nu ca Bot, care are 11.000 și ne mai uităm. Acum 7 zile, 247.000 de vizualizări. Nu ca Bot, iarăși 11.000 de vizualizări și ne uităm. Iarăși, asta cu American Soldier Don't Take Cover, nu știu ce este, dar nu cred că se ocupă de război. Da, se ocupă probabil de vreun film sau ceva. Ok, ne uităm la videoclipul de acum 2 săptămâni. Major Russian Breakthrough at Popasna. Cum sună acest Popasna? 382.000 de vizualizări. Mă limbut, e cu oricine Putin. 14.000 de vizualizări. Puțin tăl. Și continuăm.
Iarăși, da, History Legends cu Azostar Surrender, 141.000 de vizualizări, ok, și urmează 74.000, 102.000, 34, ok, nu, ăsta nu se pune că este făcut după un joc, Battlefield 5, da? Ok, și avem tot așa, Russia plans to trap the Ukrainian army, 192.000 de vizualizări. Hai că v-ați prins care este treaba, da? Cum se face că un canal mai mic are, nu, de cel puțin 10 ori mai multe vizualizări pe videoclip, dacă nu, de 20 de ori mai multe vizualizări pe videoclip decât un canal mai mare? Cum se face chestia asta? Cum? 11.000 de vizualizări versus 253.000 de vizualizări. Cum se explică chestia asta? Vă spun eu cum. Unul dintre cei doi youtuberi spune adevărul, celălalt minte. Vă las pe voi să ghiciți care este youtuberul care minte. Minte pe bot, desigur.